Cum a fost eu asta, Paul? Mamă, deci, băi, e obositor să primești atât de multe surprize. Îți spun sincer, cred că mi-a scurtat viața cu 5 ani, dar a meritat, frate. Deci la intensitate. Uite, Johnny ne-a dat mesaj și a zis că mă bucur că este fericit, Paul. El a contribuit la surpriza ta. Hai să facem și Johnny. Să facem o recapitulare. Și la asta. Da, deci Johnny și la Kite? Da. Mamă, nu pot să cred. Să rămână Johnny. Deci am avut așa. Un motor. Stai puțin că într-un spre radio am mai avut ceva. Începem cu început. Da, deci. Un afiș cu mine. Pe care îl vedeți încă în oraș. Deci mergi pe stradă. Pe calea Florească a Milanii de spital. Deci cum ar fi voi oamenii, să mergeți pe stradă și să vedeți la un moment dat, așa în stânga, în timp ce sunteți la volan, ăla nu-s eu? Și ea nu zică la mulți ani? Odată, a trebuit să mă opresc, Ioana să-mi facă poză cu mine, deci eu nu sunt chiar atât de narcisist. După care, la radio, a venit Johnny, mi-a adus o sticlă de șampanie și un motor. E adevărat, motorul de jucărie, el știe că vreau să-mi iau motor, urmează să dau de carnet acum, dar a zis, pentru început, dai cu ăsta. După care, ce-a fost, mă? După care a fost grădina. Grădina! Am și grădină! Deci acum o să mergem cu hamacul și cu chitara. Vă aștept în grădina mea la o cântare mică. 21 de copăcei în grădina mai mult verde. Exact. După care a fost Maco. Hai că ți le zic Maco. Eu că tu ești foarte emoționat. Da. Maco, a fost Maco. I-a lăsat o dedicație în căruța Montana. Băi, Maco, care... eu nu vreau chiar în căruță, vreau pe lângă căruță. După care a fost Alexandra, care i-a adus o chitară lui Paul, pe care și-o dorea de foarte mult timp. După care a fost domnul Constantin Cojocaru, mare actor al României, omul care l-a îndrumat pe Paul să dea la actorie. Un alt român de valoare. Și după care a primit kite-ul. Și surprizele nu s-au terminat. Terminați cu prostiile. Avem și la surpriza finală. Mulțea trăiască, la urcea. Mulțea trăiască, mulțea trăiască, la urcea. Cine să trăiască, Paul să trăiască. Hai, hai să propuneți o dorință. Când singur. Tobele. Hai. Ne-am pus. Super lumânare. Să nu ne-o spui. Da. Bine, mă! Paul, să ai o zi excelentă. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 7. Bine dimineața, zi, Paul, că vrei să zici ceva. Da, vreau să închei, adică să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-ați, toate surprizele pe care mi le-ați făcut. Nu cred că nu o să se îndeplinească. Eu mi-am pus o dorință care are legătură cu Japonia. Să nu uităm și să ne rugăm pentru cei din Japonia. Așa. La mulți ani, Paul. La mulți ani.